Iubesc mersul pe bicicletă și asta e tot ce îi face fericiți. Un grup de bicicliști din Reghin organizează primul traseu randonneur din acest an. Este vorba de grupul Velo Prietenii Reghin, care invită pe toți cei care doresc să cunoască România pe două roți să se înscrie pentru primul traseu, care va avea loc la jumătatea lunii mai. Organizatorii, în speță Giurgiu, Claudiu, el și cu Feri Vojoi, ei sunt organizatorii și ei s-au gândit la ideea asta. E ceva pe plan mondial, randonneur, numai noi am vrut să o facem puțin mai pentru prietenii noștri, pentru grupul nostru de prieteni pe Facebook și să fie mai mult așa, ca o întâlnire între noi, să mergem, să ne simțim bine și nimeni să nu rămână în urmă, toată lumea să ajungă la final. Ca idee grozavă, ne putem întâlni, mai povestim despre biciclete, despre viață, despre tot felul. Un aspect care vreau să subliniez încă de la început este că randonneur, evenimentul care se va desfășura pe data de 14 mai în Reghin, nu este un concurs, este un eveniment în care sunt implicați Veloprietenii. Veloprietenii este un grup pe Facebook unde puteți ca să găsiți mult mai multe detalii despre acest eveniment. Randonneur constă în parcurgerea anumite distanțe, respectiv 100 de kilometri în această etapă. Bicicliștii din oraș au preluat modelul randonneur de peste hotare și l-au adaptat pentru nevoile lor. La 100 de kilometri foarte ușor, deci chiar oricine poate să-l facă, cât de începător să fie, deci foarte puține urcușuri, panta cred că e maxim de 5 grade, deci lejer de tot. Următoarele la 200 și la 400 acolo să fie puțin mai greu, dar cel din 14 mai, da, 14 mai va fi chiar lejer de tot. 100 de kilometri până va fi Monor, deci Batoș, Monor, Bistrița și retur pe Teaca și Lunga Tece și Sântu, da, deci singurul mai, un deal mai agresiv ar fi la Lunga. Pe lângă mersul pe două roți, cei care vor lua parte la primul traseu din acest an pe distanța de 100 de kilometri dus întors între Reghin și Bistrița vor fi nevoiți să parcurgă un mic test. Traseul este de 100 de kilometri, se pleacă de la Reghin, se ajunge la Bistrița și se vine din nou la Reghin. Pe traseu vor fi niște checkpoint-uri unde participanții trebuie să se oprească și să colecteze cele 3 ștampile care vor fi date pe parcursul traseului. Traseele randonneur sunt evenimente cicliste de anduranță non-competitive, în cadrul cărora se parcurg distanțe lungi, iar la final, cei care reușesc să ducă la bun sfârșit traseul primesc brevete. Cei care doresc să ia parte la evenimentul organizat de reghineni se pot înscrie pe pagina de Facebook Veloprietenii Reghin.